Guvernul încearcă să adopte o serie de măsuri astfel încât să-i stimuleze pe tinerii proprietari de terenuri agricole să nu le lase de izbeliște, ci mai bine să le lucreze sau de ce nu să le dea în arendă, astfel încât mai mulți producători să se asocieze și să cultive suprafețe întinse, nu grupe, pe 30 de ani sau alte culturi pe suprafețe care sunt parcelate, având în vedere că sălajul are gradul cel mai mare de fărâmițare al terenurilor din țara noastră. Prin urmare, se urmărește stimularea înființării acelor asociații agricole, asociații care, din păcate, încă sunt confundate cu fostele ceapeori. Însă, pe de-o parte, avem exemple de cooperative agricole mari, atât în țara noastră, dar și în alte state europene, care, prin asociere, au obținut rezultate deosebite în agricultură. De aceea, susțin specialiști, inclusiv din județul Sălași, că terenurile trebuie comasate pentru obținerea unor producții extraordinare din punct de vedere al calității, dar și al cantității.